زبان من شرفانه. لیخا. Bună, dragilor! Numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a fi la curent de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. După cum deja prea bine ați văzut din titlu, astăzi avem 10 arome cu și despre ciocolată. Ciocolată cu ceva și ciocolată cu altceva. Fiind 10 parfumuri, ca să nu mai pierdem timpul și să fie cât de cât un clip în limitele legii în ceea ce privește timpul, o să vă las notele pentru fiecare parfum pe undeva pe aici. Și să nu mai stăm pe gânduri, vom începe. Și bineînțeles, cap de listă, nu știu dacă este chiar favoritul favoritelor, dar este acolo, da, face parte din pietrele coroanei. Vorbim aici despre Kahila Lux de la Paris Corner. Da. Roche 25, Help Me, că am dat iama, o să vedeți în clipul următor ce am putut să fac. Deci Roche 25 la orice comandă, indiferent că vorbim de mostre, parfumuri full size, parfumuri, spray-uri pentru casă și așa mai departe. Help Me, că am luat-o pe ulei. Chiar am luat-o pe ulei. Bun, revenim la parfum. Kahila Lux, un parfum inspirat din celebrul, să vedem dacă încurc, da? Că e parfumul acela cu un kilometru de nume și anume Kayali Invite Only Amber 23, pe undeva pe acolo. Acest parfum este total unisex în opinia mea și avem ciocolată, cireșe, vanilie, combinația aceea, combo-ul acela, duo-ul miere-tutun, un slab iz buzi. Este genul acela de parfum misterios, sexy, atrăgător, captivant, este beast mode, chiar este beast mode, căluțul acesta, nu aveți treabă cu el, este un armăsar pur sânge. La capitolul performanțe, magnet de complimente și ciocolata de aici, mixul de aici, da? Ciocolata combinată cu cireșe, mierea combinată cu tutunul, are un... Vă explic imediat de ce râd catuta. Are un iz... afrodisiac, da? Valabil pentru ambele sexe, da? Este parfumul acela, mă duce pe mine cu gândul de asta, râd ca o tută, la parfumelurile acelea pe care scrie mare feromon, da? De genul acela de aromă, da? Misterioasă, sexy, senzuală, captivantă, narcotică, cum îi spun eu. Genul acela de aromă afrodisiacă. Și dacă nu l-ați testat și sunteți în zona parfumurilor cu și despre ciocolată, sunteți în zona parfumurilor opulente, bold, care au ceva de spus, neapărat măcar 2 ml. Insist, cu acesta chiar insist. L-am de ceva timp. Dar nu este aroma aceea, cum să vă zic eu, nu l-aș vedea purtat all season. Nu. Parfumul ăsta are nevoie de vreme rece. Următorul vine tot de pe site-ul celor de la Dubai Collection, din nou Help Me Roche 25, și este inspirat dintr-un parfum recent discontinuat. Și vorbim aici despre Frenetic Delicious de la Emir.
extract de parfum inspirat din Fiv Delicios de la Maison Dior. Vă las aici. Aici din nou vorbim despre ciocolată. Da, bine, ei spun, din câte mi-amintesc eu, cacao. Însă combinația de aici pe mine mă duce cu gândul la ciocolată. Se deschide pudrat oarecum datorită lavandei. Nu știu, lavanda din deschidere eu percep că îi dă o tentă pudrată acestui parfum. Din nou vorbim aici despre un parfum total unisex. Și din opinia mea și cum spun cei de la Dubai Collection. Da, e genul acela de aromă, chiar dacă are ciocolată, este atât de bine blenduit întreg mixul de note, încât este un parfum unisex. Deci am spus, da, am spus lavandă, că s-a simțit în deschidere, tonka, vanilie, caramel, pralină, da? De aici m-a dus cu gândul pe mine la ciocolată. Și acesta are izul acela specific parfumurilor cu ciocolată. Nu știu, eu una așa percep parfumurile cu ciocolată. Le percep ca fiind parfumuri senzuale, intrigante, sexy, misterioase. Nu prea ar fi genul de parfum să-l porți, nu știu, de zi cu zi. Dacă aș lucra undeva cu colegi de muncă, categoric nu aș pulveriza acest parfum, deoarece, din nou mă repet, are acel subton sexy. Da. Însă dacă ar fi așa să fac o mică paralelă și aș avea strict aceste două parfumuri, mai degrabă aș înclina către acesta, dacă ar fi să-l port zi de zi. Cu toate că are izul acela special, are chestia aceea, emană senzualitate, emană, din nou vă zic, pe mine parfumurile gurmande nu-mi plac, v-am mai spus în alte videoclipuri, nu-mi plac gurmandele standard, da? Să miros a cofetărie și atât, să miros a patiserie și atât, nu, trebuie să fie gurmand cu ceva, exact cum este și acest parfum. ADN-ul său, că observați, l-am purtat ceva, da, și e recent intrat în mica mea colecție, ADN-ul său propriu zis îmi lasă senzația ca și cum oarecum, ca și cum oarecum, este un mix între Angel's Share și Last Cherry, cu ceva lavandă adăugată. Nu știu. Dacă l-aveți și voi, chiar sunt curioasă să-mi lăsați părerea voastră în secțiunea comentarii. ADN-ul acestui parfum așa mă duce pe mine. La mixul acesta de... Haide să conturez altfel. Este ca și cum te-ai fi dat cu o esență cu lavandă, apoi ai pulverizat Killian Angel's Share, două pufuri și trei pufuri de Last Cherry. Așa îmi dă mie la nas. Dar este un parfum ce, dacă originalul a fost discontinuat, acesta, Paris Corner, dacă mă vezi, nu îl întrerupe din producție. Este superb și categoric nu-mi va lipsi niciodată. Dar niciodată. Următorul parfum vine de la Casa Afnan. Și bineînțeles, vorbim aici despre Modest Dew. Da, Modest Dew sau o reinterpretare pentru Trezorul Anui. Da, și acesta este băut și va fi băut în continuare și în momentul în care îl voi consuma, acesta cu siguranță va fi recumpărat. Nu știu, eu astăzi vorbesc despre 10 parfumuri cu ciocolată și tot dau câte două pufuri. Aia e. Da, da. Am și Trezor la Nui. Vă las aici videoclipul în care am vorbit despre Trezor la Nui plus variante accesibile pentru acel parfum. Este un Trezor la Nui, însă este un Trezor la Nui cu mai multă ciocolată,
cu mai multe fructe roșii și fără acea tămâie din fundal. Și nu prea pot să spun că resimt atât de bine în afnan modestiu acel trandafir. Este gurmand, multe fructe roșii cu ciocolată, paciuli. Oarecum are și acesta un iz pudrat. Acesta cu siguranță este total feminin, cel puțin în accepțiunea mea. Are și ceva mosc și este genul acela de parfum, cum l-am descris eu și în acel videoclip, parfumul acela de soție bogată. Nu știu de ce, dar acolo mă duce. Mă duce cu gândul la o soție bogată, soția unui om bogat, genul acela de femeie care își face treaba prin casă, apoi intră, se răsfață cu o baie, cu o cadă cu multă spumă, se exfoliază, se dă cu creme, știți voi, doamnelor, despre ceea ce spun eu aici, și la final își aplică acest parfum, se îmbracă oarecum mai provocator și își așteaptă cu mințică soțul acasă. Asta îmi spune mie modestiu de la Afnan. Da, nu este gurmandul acela obișnuit. Nu ai decât fructe roșii și ciocolată. Nu, ori moscul din el, ori este gurmandul acela senzual. Dar foarte, foarte, foarte fain. Foarte fain. O secundă, am și oftat, am și... Deja după trei parfumuri am obosit. Următorul de pe lista mea vine de la Casa Latafa și este unul din preferatele mele de la această casă. Nebras Gold, fără nicio altă... Da, îi scăpam și capacul. Fără nicio altă prezentare, vorbim despre Nebras Gold. Nebras Gold, o variantă, o reinterpretare pentru Billie Eilish. Dacă m-ați întrebat pe mine, întâi și întâi de toate, întâi, parfumurile Middle Eastern sau arabești, cum vreți voi să le spuneți, necesită răbdare și necesită timp. Eu pe acest Nebras Gold l-am de un an de zile. Nebras Gold, ca să se macereze complet, a avut nevoie de o lună, o lună și jumătate. Cred că dintre toate casele Middle Eastern ce le am eu, Casa Latafa este singura, din ce am observat eu, care necesită mai mult timp de macerare. Nu mă întrebați de ce, însă din ce am, din ce am observat, dacă celelalte parfumuri se macerează în unele într-o săptămână, altele în două, cele de la Latafa întotdeauna au necesitat o lună și jumătate, cam așa. După nasul meu, strict după nasul meu, dacă acesta este un dupe pentru Billie Eilish sau nu, am testat Billie Eilish la Isabella, eu nu l-am, am decât strict acest parfum. Și testând, având pe o mână Nebras Gold și pe cealaltă m-am pufăit cu Billie Eilish, după nasul meu, acest Nebras Gold este mult mai intens și mult mai profund decât Billie Eilish. Din nou, poate voi nu aveți aceeași experiență cu el, însă, din nou vă spun, a stat o lună și jumătate la macerare și de-abia după o lună și jumătate s-a rotunjit oarecum și mirosul și a căpătat și performanțe, pentru că în ziua în care le-am testat pe ambele, unul pe o mână, celălalt pe cealaltă mână, Nebras Gold a rămas campion la performanțe. Despre aroma acestui parfum, în deschidere, eu resimt un slab iz mentolat, chiar și acum după macerare. Avem acel iz slab mentolat, ceva lactonic, fructe de pădure, ciocolată, bineînțeles.
dar îl ador, nu știu, îl ador. Eu v-am mai vorbit despre el, îl am în continuare, cred că am băut jumătate din el până acum, dar nu știu, pentru mine, da, este un favorit, Nebras Gold. Dacă l-aș recumpăra în momentul de față, după ce am dat de alte variante cu ciocolată, nu știu, nu știu, pentru că eu nu sunt genul de femeie care are răbdare. Deci, oricum, îmi este foarte, foarte greu cu macerarea unui parfum în termen de o săptămână, două. Și să îl achiziționez din nou și să aștept din nou o lună și jumătate, nu știu. Nu știu. Următorul care a necesitat o săptămână, dacă nu mă înșel, vine de la Paris Corner, colecția Emir, colecția Gamma Emir și vorbim despre When Soul Gets High. Acesta l-am achiziționat undeva în vară, dacă nu mă înșel eu. Că da, eu mai fac și de-astea, eu sunt genul de om gospodar care vara și a parfumuri de iarnă și iarna a parfumuri de vară, să aibă timp să se așeze, oh, să se macereze și ce vreți voi. Această bombiță, pentru că vorbim despre o bombiță, din nou, pe pielea mea, în cantitatea aplicată de mine, chimia pe care o face cu pielea mea și așa mai departe. Scuze. Acest parfum, întâi și întâi de toate, este inspirat din Killian Back to Black. Era să spun Black to Black. Back to Back. Back to Black. Ok. Vă las aici notele și pentru acel parfum. Originalul de la Killian nu l-am, însă recent l-am testat. Tot ce pot să vă spun, și acum o să-mi dați în cap, este că prefer această variantă de la Emir și vă spun imediat și de ce. În original, mierea, cel puțin pentru mine și pentru simțurile mele, mierea din Back to Black este atât de animalică și atât de in your face și atât de tare mi-a dat un pumn în față încât am spus, nu, tati, lasă, rămân cu dupul. Rămân cu dupul pentru că și mierea de aici are tentă animalică, însă nu este la nivelul acela boss level, da, cel mai înalt, cum este în original. Eu una prefer această variantă. Ca aromă în sine, este genul acela de parfum sexy, dark, narcotic. Nu are ciocolată listată, din ce știu eu, din ce mi-aduc eu aminte. Însă mie la nas îmi dă genul acela de praline de ciocolată cu miere în interior. Nu știu, pur și simplu asta vizualizez. O pralină de ciocolată cu miere. În momentul în care ai mușcat din acea pralină, pur și simplu mierea din interior se prelinge. Are și ceva cireșe. O notă slabă sau ceva ce mă duce în zona de turtă dulce, ceva ghimbir pe acolo, deci habar n-am, nu am notele în fața ochilor, însă pentru simțurile mele, pentru nasul meu, eu pur și simplu asta resimt din acest parfum. Este total unisex, în opinia mea, și vă spuneam că nu prea a necesitat macerare. Deoarece de când l-am achiziționat, adică din vară și totuși era toiul verii, l-am testat atunci pe mână și la 40 de grade a făcut față cu brio, iar acum pe timp rece și trecând, da, ceva timp de atunci, este oarecum merge către zona beast mode, da? Nu este nici, nu pot spune că este la fel de performer precum Kahila Lux, însă tinde către zona aceea. Este oarecum în zona de mijloc către beast mode, ca să mă înțelegeți cât de cât. Următorul este un parfum de la Zimaya. Eu v-am făcut decât unboxing pentru el și nu prea v-am vorbit despre
deja îi scoteam capacul și îl pufăiam și nici nu vi l-am arătat. Și anume Grandeur. Da. Hai. Grandeur de la Zimaia. Scuzați amprentele și tot ceea ce vedeți pe sticlă, pentru că Ana... Da. Grandeur de la Zimaia este... Da. Da. Este fix ce am vrut eu să fie ajuat de la Latafa. Am avut... Vai, cât de șmecherie. Am avut ajuat de la Latafa, a stat cam 3 luni în viața mea, după care ne-am despărțit în termeni amiabili și el a luat-o pe drumul său. Acest Grandeur este genul acela de parfum săratozonic, da? Este ca și cum ai fi în undeva pe munte, da, pe vârful unui munte și ați văzut și voi, la munte e aerul acela curat care îți bubuie plămânii, cum spun eu. Aerul acela cu ozonic, dacă are sens, dacă nu, aia e. Dar totodată cu ceva sărat. Are ceva sărat în el, dar este foarte, foarte fain. Din nou, are și un trandafir, însă nu este genul acela de trandafir copleșitor, greu, băbesc, cum îi spun eu și așa mai departe. Nu, trandafirul de aici este unul care personal nu mă deranjează, știți, v-am terorizat, eu am probleme cu trandafirii în parfumuri, însă trandafirul din Grandeur este foarte bine echilibrat, proporționat, da? Ceva de genul. Nu are nota aceea metalică din Ajuad, de la Latafa. Parfum cu care eu nu am putut, fix datorită acelei note. Da? Fix nota metalică mi-a plăcut, tot am sperat, am zis, zic, lasă că dacă se macerează, poate dispare nota metalică. Nu, nu a dispărut. Însă Grandeur nu are acea notă metalică, este mai ozonic decât Ajuad. Are și subtonul acela sărat și în uscare, pe piele, chiar dacă el se deschide sărat ozonic sau ozonic sărat, îmi lasă, nu știu, am senzația că e pur și simplu miros o pralină cu trandafiri, da? O bombonică de ciocolată cu cremă de trandafiri. De aceea l-am inclus și în această selecție. Dacă este o aromă unisex, nu știu, dacă sunteți domni și nu vă feriți de nota de trandafir, oricum nu este atât de proeminent aici, da, cu siguranță este un parfum unisex. Și e genul de parfum ce l-aș vedea purtat de la începutul toamnei până la sfârșit de primăvară. Chiar dacă el vine, chiar dacă el în dry down-ul final are combinația aceea de bombonică de ciocolată cu cremă de trandafiri, partea aceea săratozonică îl ajută să fie mai purtabil chiar și primăvara. Am ajuns la ultimele trei, dar nu cele din urmă, și de data aceasta o dăm pe ulei și vorbim aici despre Choco Musk de la Al Rehab. Da, este sticluță nouă. Nu știu, în momentul de față, sincer vă spun, fără nici cea mai mică exagerare, nu știu a câta sticluță de Choco Musk este aceasta. Dacă aveți EDP-ul Choco Musk, eu oricum îl am și pe acela, din nou, nu știu a câta sticluță este și cea pe care o am în momentul de față, dar dacă aveți EDP-ul și nu sunteți, EDP-ul în sine nu este un bun performer, dar nu știu de ce am luat cuvântul ăsta, dar aia e. Dacă vă place aroma în sine, însă nu sunteți mulțumite de performanțe, deoarece e genul de parfum care, cel puțin pe mine, după 4-5 ore dispare. Dacă vă place totuși aroma, adăugați și Choco Musk uleiul.
Choco Mask, ulei, v-am mai vorbit despre el și aici, este o idee mai intens ca aromă decât EDP-ul. Este perfect ca aromă de sine stătătoare, dar este perfect pentru layering. Din nou, altă problemă de-a mea, layering-ul. Choco Mask, ulei, nu știu, îl văd combinat cu o mulțime de parfumuri. În primul și în primul rând, parfumuri cu tutun. Ciocolata, combinația aceasta de ciocolată-tutun, nu știu, pe mine mă nebunește. Mie îmi place enorm de mult. Parfumuri cu tutun, parfumuri lemnoase, parfumuri pieloase, dacă mă pot exprima așa, în foarte, foarte multe variante de parfumuri. De parfumuri, da, am zis bine. De altfel, el merge combinat de minune cu Nebras Gold. Cu Nebras Gold și cu toate cele despre care v-am povestit până acum. Dacă observați ceva lacune și ceva bâlbe, țin să menționez faptul că eu azi de dimineață la ora 4 am deschis ochii, da? Am privit tavanul m-a privit pe mine și de atunci nu am mai adormit. Da? Și acum când eu filmez este 12 fără 20. Deci nu știu cum o să fiu azi și nu știu de ce m-am trezit eu cu noaptea în cap, dar încercăm să ne adunăm și să continuăm. Da. De ce l-am inclus în această selecție de parfumuri cu și despre ciocolată? Deoarece mie îmi lasă senzația de ciocolată cu lapte, ciocolată caldă, cacao cu lapte, da? Undeva tot în zona aceea. Ceva vanilie, ceva mosc. Însă uleiul nu-l percep la fel de moscat precum percep varianta EDP. Și da, îl voi reachiziționa mereu, 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 mereu. Nu-mi va lipsi niciodată nici acesta. Următorul este un parfum unisex ce nu are listată nici nota de ciocolată, dar nici nota de cacao, dacă nu mă înșel. Oricum, vă las notele aici. Vine de la Afnan și se numește Wadi Wadi, cum vreți voi, Al Dahab. Da. V-am mai vorbit despre el și în acest videoclip. Și el este, da, abuzat și va fi abuzat în continuare, mai ales că acum a venit sezonul său. Deoarece nici cu multe îmi scrieți mie când plasați o comandă, puneți ghilimele și îmi scrieți vai de viața mea și de sufletul meu, din nou vă spun vai de viața mea și de sufletul meu cu acest parfum. Acest parfum, 70-80 de lei, oricum undeva sub 100 de lei pentru 100 de mililitri. Acest parfum ar trebui la cum miroase să, nu știu, să fie mult mai scump, dar mult, mult, mult mai scump. Performează extrem de bine, dar extrem de bine. Este total unisex. V-am spus că nu are listată nici nota de ciocolată, nici nota de cacao, nici praline, dacă nu mă înșel eu, deci nu are nimic listat de genul acesta. Însă, pentru mine, pentru nasul meu, ori triada vanilie, patchouli, tonka îmi lasă impresia de ciocolată și acum pe blotter este cu totul altceva, însă testat pe piele, cu, din nou, pielea mea, acesta are o altfel de chimie. Pentru că pe mine, da, miroase a Nutella. Deci miroase a ciocolată Nutella, a cremă de Nutella. Are oarecum ceva din Angel Muse EDP, l-am și pe acela. Îl ador,
îl ador. Însă acest Wadi al-Dahab pe mine, pentru că am văzut și recenziile de pe site-ul Parfumas, deoarece de acolo este achiziționat, apropo, nu uitați, vineri, da? Este Black Friday, începe Black Friday. De vineri până duminică, 24-26. Am văzut acolo tot felul de păreri și tot felul de variante, precum că anumite persoane spun că le duc în zona de Elixir de Merveille, dacă zic eu bine, de la Hermé, vă las aici notele, însă nu. Pe mine asta înseamnă Wadi al-Dahab. Genul acela de ciocolată cu ceva coajă de portocală sau ceva mandarină, dar asta simt, o altfel de ciocolată. Genul acela, cum spun eu, de ciocolată Middle Eastern, da? Are și ceva cuișoare. Genul acela de ciocolată mai spicy cu coajă de portocală / mandarină. Pentru mine asta înseamnă și e și un... Este și o aromă în sine care mă duce cu gândul la sărbătorile de iarnă. Da? Urmează să fac un clip și cu acest subiect și cu siguranță acesta va fi inclus și acolo. Are ceva din spiritul Crăciunului, ca să mă exprim așa. Foarte, foarte fain. Foarte fain. Și din nou am văzut acolo ceva recenzii. Cineva spunea că persistă doar 6 ore. Acum, nu vreau să fiu rea, cu toate că dimineață, înainte să încep videoclipul, înainte să filmez, am fost rea cu cineva. Dar, pentru 70-80 de lei, cât costă, în variantă de 100 de mililitri, să persiste 6 ore, nu știu, nu știu. Spuneți voi acum, dacă voi sunteți de altă părere, pe mine personal, duce pe piele undeva la 7-8 ore cu o oră în plus pe haine. Însă chiar și dacă ar fi dus decât 6 ore, pentru felul în care miroase acest parfum, din nou vă spun, total unisex, pentru felul în care miroase, pentru... Nu știu, eu văd altfel lucrurile, adică am parfumuri de designer care costă 300-400 de lei și persistă 4-5 ore pe mine. Acesta costă 70-80 de lei și cineva spune că nu persistă bine, că persistă decât 6 ore. Adică mie deja îmi dă cu virgulă, cum zic eu. Bun, am ajuns la ultimul, dar nu cel din urmă. Un parfum, dacă nu mă înșel, nici nu știu, oricum o să văd și eu când editez. Când l-am achiziționat, nu am făcut unboxing în format video, decât short, dar dacă nu mă înșel, cred că a trecut o lună. Cred, presupun. Vine de la Armaf și, bineînțeles, este Club de Nuit Intens. Antin, da? Eu și franceza mea. Bun. Acest parfum, ba nu este ultimul, că am 9. Ce să vedeți, dar oricum continuăm și cu acela. Am unul care nu l-am scos din cutie, pentru că aici în jurul meu unde filmez eu sunt parfumuri, da, blotere și cutiile de la fiecare parfum în parte, pentru că eu îmi țin fiecare parfum în cutia sa. Bun, vorbim acum despre Armaf Club de Nuit Intens Antin. Sau varianta de buget pentru noir sau noir de noir de la Tom Ford, vă las aici. Bun, acest parfum m-am temut să îl achiziționez mai de mult, mi-l doream de mult, însă m-a ținut pe loc nota de trandafir. Dar... În primul și în primul rând, că nici nu știu de unde să încep cu acest parfum. Din punctul meu de vedere, aroma sa este total unisex.
Cu toate că eu am văzut că cei de la Armaf l-au marketat ca fiind un parfum de damă. Nu. Pentru mine este total unisex. Îl văd și pe soțul meu purtând această aromă, văd orice domn, da? Orice persoană de sex masculin purtând așa ceva. Parfumul acesta în sine îmi dă mie așa o stare, mă transpune pe mine într-un film ușor mai altfel. Și nu știu cum să spun ca să nu fiu nici prea, da? Nu vreau să mă baneze nici YouTube, însă este ca și cum te seduce un vampir, da? Are o tentă gotică în el. Este plin de senzualitate, este plin de sex appeal, este ca și cum te seduce un vampir și mai pe românește, știți vorba aceea, mă duce cu zăhărelul sau mă duce cu bombonica. Ei bine, vampirul ăsta, după ce te-a sedus, ți-a arătat așa, ți-a pus pe tavă o cutie cu bomboane de ciocolată, o ciocolată neagră, nu este neapărat ciocolata aceea exagerat de dulce, este mai degrabă o ciocolată neagră, iar aceste praline, aceste bomboane de ciocolată sunt pline în interior cu lichior de trandafiri. Da. S-a mai așezat de când a venit în căsuța mea, de când i-am făcut loc printre vecinii săi, s-a mai așezat și aroma aceasta este din ce în ce mai... izul acesta de bomboană de ciocolată cu lichior de trandafiri este din ce în ce mai pregnant. Și în afara faptului că ciocolata în sine este combinată cu lichiorul acela de trandafiri, după ce te-a sedus acest vampiraș și după ce te-a servit cu bombonele, te-a luat așa frumos în brațe și te-a întins pe patul său, un pat plin cu petale de trandafiri. De ce spun asta? Sunt două, eu una resimt două feluri de aromă de trandafir în acest parfum. Odată este trandafirul acela dens, bogat, din lichiorul de trandafiri. Are un slab, dar foarte slab iz buzi. Și a doua oară este ca și cum ai acele petale de trandafir de dulceață. Da? Deci pur și simplu trandafirul așa le resimt în două feluri diferite. Odată cu un slab iz buzi, iar a doua oară este pur și simplu ca și cum ai lua în palmă mai multe petale de trandafir pentru dulceață și pur și simplu ți-ai băga nasul în ele. Însă ciocolata este mega prezentă, cel puțin după nasul meu, în acest parfum. Și da, este plin, din nou mă repet, de senzualitate, de sex appeal, pentru că vampirașul te-a luat, te-a pus pe patul lui cu petale de trandafir și de aici duceți voi povestea unde vreți. Eu o duc într-un loc în capul meu. Însă trecem la următorul parfum, cel pe care uitasem eu să-l scot din cutie. Da, le-am scos pe toate cele nouă și pe acest micuț l-am uitat. Diamond este gama. Turat de la Maison Asrar. El este infractorul, următorul inculpat. Unboxing-ul și primele impresii le aveți aici. Însă de atunci a trecut ceva timp și acest parfumete s-a așezat. Și să vedem și noi cum s-a așezat. Da. S-a așezat în aceeași ciocolată spicy, ciocolata aceea Middle Eastern, ciocolata aceea cu șofran. Șofran, piper și ceva fructe roșii. Însă, acum după ce s-a macerat,
ciocolata este mult mai proeminentă. Foarte proeminentă, aș putea spune. Genul acela de ciocolată, la noi nu am văzut decât în la Doruc, la marketurile turcești, da? La măcelării, la casap, cum se spune. Decât acolo am văzut și nu peste tot, sunt ca un fel de ciocolată de casă, da? O ciocolată ceva mai groasă, mai înaltă și în interior sunt diverse chestii, cardamom, trandafiri, șofran și așa mai departe. Fix ca acea ciocolată cu șofran, piperul oarecum ceva spicy este acolo. N-aș putea spune, cu toate că parcă aș resimți foarte, foarte slab un cardamom aici. Nu știu dacă îl are sau nu, însă eu acum așa îl resimt, după macerare. Ciocolata de aici, din nou, nu este genul acela de ciocolată dulce, nu știu, copilăroasă, oarecum nu. Este acea ciocolată neagră, ușor, ușor amăruie. Din punctul meu de vedere, din nou, acest parfum este total unisex. Total unisex. În deschidere, tenta aceea, știu că atunci când l-am deschis și l-am testat pentru prima dată în acel videoclip, mi-a lăsat la nas ceva gen, ceva ce m-a dus în zona de baby cat. În momentul de față, la deschidere, nu se mai simte atât de puternic, da? Are ceva Middle Eastern cu siguranță în el. Nu este la fel cum, să fac o paralelă, cum este Modest Dew de la Afnan. Nu, în Modest Dew de la Afnan nu ai absolut nimic Middle Eastern. În Turat de la Maison Asrar ai. Ai șofran, ai piper. Nu știu de ce, mie în continuare îmi vine să spun o atingere de cardamom. Ori combinația de șofran cu piper îmi lasă senzația asta, ori nu știu ce se întâmplă. Însă în momentul de față așa îl resimt. Nu este genul de parfum pe care să-l porți de zi cu zi ca doamnă. Ca persoană de sex feminin, eu nu aș purta acest parfum pe timpul zilei. Pentru un bărbat, cred că s-ar preta. Pe o doamnă, nu. Pe o doamnă îl văd mai degrabă purtat undeva seara, la un eveniment, de ce nu, sau la o chestie romantică în doi. Pentru că da, are ciocolată și ciocolata pentru mine, da, pentru mine și pentru felul în care resimt eu aromele și le percep, are chestia aceea senzuală. Da? Bine. Acum depinde și cu ce este combinată acea ciocolată, depinde și cum percepe fiecare și cum vede fiecare dintre noi treaba și situația. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Lăsați-mi și mie în comentarii dacă vă plac parfumurile cu ciocolată și ce parfumuri cu ciocolată din zona Middle Eastern preferați voi, indiferent că sunteți doamne sau domni. Și de ce nu, dacă aveți și voi din parfumurile despre care v-am vorbit, scrieți-mi și mie ce impresii vă fac și ce păreri vă lasă vouă aceste parfumuri. Contul meu de Instagram, contul meu de TikTok, link în bara de descrieri pentru absolut fiecare parfum despre care v-am vorbit, cum mereu am făcut și cum v-am obișnuit, link și pentru conturile mele și până data viitoare vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Vă doresc zile fantastice, să vă odihniți și să dormiți, să nu pățiți ca mine. Nu știu ce a fost. În fine, și neapărat, neapărat zile parfumate. Vă mulțumesc din suflet, v-am pupat!